Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului. Continuăm tematica înțelepciunii pentru înțelepți cu lecția a treia, cuvintele înțeleptului. Forma de bază a manifestării înțelepciunii este vorbirea. Dumnezeu a dotat omul cu această capacitate. Fie că ne exprimăm oral, fie că ne exprimăm gândurile în scris. Astfel, în Proverbe 16, notează Solomon, versetul 23. Cine are o inimă înțeleaptă, își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Dovada numărul unu a înțelepciunii cuiva este vorbirea. Dar totodată lipsa înțelepciunii se arată tot prin cuvinte. Iată ce scrie în 17:28. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura. Imaginați-vă o mașină. Dacă este motorul pornit, un mecanic își dă seama cum merge. Dar dacă nu-i pornit motorul, putem bănui că merge. Dacă nebunul ar tăcea, te putea gândi, dacă ar vorbi, poate ar ști ceva să spună. Dar dacă încerci să-l pornești și vezi că bateria săraca trudește de partea ei, dar motorul nu pornește, atunci îți dai seama că este defect. De aceea să încercăm să ne amintim cât mai bine de felul în care vorbim și totodată pentru viitor să ne controlăm într-un mod înțelept vorbirea. Napoleon spunea, în lume sunt două forțe, sabia și cuvântul. Și întotdeauna a doua a biruit-o pe prima. Cuvintele omului sunt valoarea lui cea mare. Studiul din această seară va avea două părți, prima intitulată mintea și a doua limba. Mintea este cuptorul care coace vorbele. Iată ce scrie în 10:20. Limba celui neprihănit este argint ales. Unde a ales limba cuvintele? În minte. Inima celor răi este puțin lucru. Adăugăm și un cuvânt din Psalmul 12, versetul 6, unde se face o referire la cuvintele Domnului. Sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Iată așadar cum ar trebui să funcționeze mintea noastră. Hai să zicem mai modern, un aparat cu microunde, unde orice cuvânt trebuie să se încălzească până la temperatura cerută și să fie scos afară doar dacă și doar atunci când corespunde. Mintea are capacitatea să recepteze cuvintele, să observe fenomenele și să le interpreteze. De aceea este foarte important să asculți cu atenție ca să înțelegi sensul exprimării. Un înțelept zicea, cele mai multe probleme provin din faptul că oamenii nu își exprimă corect propriile gânduri și le interpretează greșit pe ale altora. Deci, nu le coacem destul pe a noastre și pe altora le luăm și le punem eticheta noastră. De aceea, înțelege ce vorbește altul. Iată ce scrie în acest sens în capitolul 21, versetul 28. Martorul mincinos va pieri. Poate fi cineva martor mincinos, nu cu rea intenție. El spune ce i s-a părut lui, dar spune o minciună, că n-a observat bine. Dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Dacă n-ai înțeles ce vorbesc alții, nu poți tu să vorbești bine după aceea. Întoarcem și la capitolul 1, de la versetul 2. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte. Să fac o comparație, dacă un copil este antrenat, el va prinde mingea ușor,
Dar dacă n-ai exersat în procesul acesta, este stângaci. La fel, mintea prin deprindere devine ageră și recepționezi corect cuvintele, așezându-le la locul lor, interpretându-le în mod sănătos. Versul 6. Pentru prinderea înțelesului unui pilde sau al unui cuvânt adânc. Deci nu este vorba doar să înțelegi ce a vorbit, că dacă vorbește românește, har Domnului, auzim. Să înțelegi ce a vrut să spună. Amintiți-vă Domnul Hristos care le vorbea oamenilor folosind ilustrații, pilde. Și unii nu înțelegeau ce vrea să spună. Alții, unii ori chiar farisei, fiind obișnuiți cu limbajul religios, își dădeau seama ce vrea să spună Domnul cu respectivele metafore sau idei. Și ziceau unii ori, a vorbit despre noi, însă alte ori nu înțelegeau. Ca să îți poți forma mintea, ca să ți se dezvolte și să poți prinde din zbor ideile ca niște unde, ca un aparat care le receptează, este necesar să acumulezi cât mai multe sfaturi și cugetări numite în proverbe. Acestea sunt ca niște vitamine ale înțelepciunii. Te dezvolți. Iată ce scrie din capitolul 22, de la versetul 17 la 21. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi înăuntru tău și să-ți fie toate deodată pe buze, pentru ca să spui încrederea în Dumnezeu. Vreau să te învăț eu astăzi pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? Sfaturile sunt învățături pentru viață. Iar cugetările sunt acele cuvinte concentrate asupra cărora trebuie meditat îndelung și care prin deslegarea lor, prin înțelegerea lor, dau explicații asupra fenomenilor din jur și ne ajută să înțelegem pe oameni și vorbirea lor. De exemplu, avem noi români un proverb: la pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Reținând expresia aceasta, tu îți dai seama că cineva, dacă prea umflă anumite date despre cineva și ți se par extravagante și excentrice, tu nu crezi. Dacă spune cineva că la un magazin din oraș este o anumită marfă la un preț de jumătate față de toate celelalte magazine, tu imediat gândești, măi, orică marfa nu-i bună, orică e o minciună sau o altă fraudă. Nu mă duc acolo. Folosind acel principiu al înțelepciunii, tu interpretezi vestea și problema poate fi extinsă. Tot în această idee adaug și din 10 cu 8, cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile. Dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Am notat versetul acesta ca o concluzie. Deci înțeleptul acumulează, primește. Cel care e nesocotit, el nu știe să adune. El doar livrează, doar eliberează cuvinte. Dar ele n-au nicio valoare. Și vai de cel ce le cumpără sau de cel ce pierde vremea să le încarce în mintea lui. Este foarte important să medităm înainte de a compune cuvintele. Copiii la școală, de exemplu, sunt învățați să facă compuneri, eseuri, alte forme de redactare a exprimărilor în relațiile interumane, tocmai pentru a se deprinde. Înțeleptul poate folosi cuvintele și ideile. El știe cum să le aranjeze. Nebunul nu le poate folosi nici dacă le știe. Nu-l duce mintea să le poată ordona, să le aranjeze. Citez din 26, versetele 6 și 7. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Ologul are picioare, dar nu se poate folosi de ele.
Degeaba îi pui nebunului în față ideile, că el nu le poate exprima. Nu poate. Nu are nerv în ele, precum ologul în picioare. Cine trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptate. Deci, ori ai picioare și ești olog, ori le ai și le tai, nu mai poți să umbli. Ești în incapacitatea de a putea folosi mădularul respectiv. Nebunul nu gândește. De aceea, orice om înțelept va ști să pună lucrurile în picioare, cu capul în sus, nu cu capul în jos și fără să aibă picioare. Adică aici intervine judecata. Iată ce scrie în 10:21. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecat. Domnul să ne dea o judecată înțeleaptă în mintea noastră, puterea să medităm adânc înainte de a rosti vreun cuvânt. Trebuie să fii rezervat și să taci când ești provocat. De regulă, păcatele prin vorbire și vorbele nebune ies din cuptor necoapte. Aici intervin răspunsurile bruște. Căci dacă am meditat, n-am mai vorbit tot așa. Vorbește doar după ce ai gândit bine. Iată ce scrie în 30, cu versetele 32 și 33. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură. Nu fă din gânduri rele cuvinte rele. Lasă-le să rămână numai gânduri. Evident că mâna nu poate să oprească gura să nu vorbească. Dar în ultimă instanță faceți legătura cu ce spunea Domnul Hristos în Evanghelie. Mai degrabă să tai mădularul acela decât să comiți cu el un păcat. Mai degrabă, dacă nu poți altfel, să încerci să strângi bine de gură. Vorba unui frate de la noi care într-o noapte a visat că bătea vântul și lua coamele de pe acoperiș și s-a spus, urcă sus, ia ciocanul și pune-le la loc, bate-le bine. Și când s-a trezit dimineața, simțea că are ca două împunsături de capse la buze. Și a primit explicația, aici ia coamele de pe casă și apoi vine furtuna. La o adică mai bine să te ții cu mâina, cu degetele de buze. Dar Dumnezeu a pus și dinți în fața limbii. Nu cumva să o scapi în mod necontrolat. Căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului de sânge și stoarcerea mâniei dă certuri. Deci depinde ce se prelucrează înăuntru. Dacă e lapte și tot îl bați, tot meditezi, o să dai smântână. Și apa lungă, zerul, o să-l păstrezi pentru tine. Și servești pe oameni doar cu calitate. Dar dacă storci mânia și lasă picure, iese cuvânt care aduce ceartă. Citesc și din 15:28. Verset cu care încheiem prima parte, referitoare la minte. Inima celor neprihăniți. Puteți nota și mintea, este o echivalență, în mod special în Vechiul Testament. Se gândește ce să răspundă. Dar gura celor răi împroașcă răutăți. Uitați-vă la o instalație. Când împroașcă, înseamnă că supapele sau instalația în sine se defectă. Nu urmează un ciclu tehnologic normal de funcționare. Dă apa pe lângă garnituri sau prin alte locuri. Înțeleptul întotdeauna gândește, el nu împroașcă. Chiar dacă va avea un jet de cuvinte, el va fi țintit, vorba înțeleptului din cartea Eclesiastului, capitolul 12, ca niște bolduri bătute toate de aceeași mână. Se vor înscrie toate într-o formă artistică, articulată, nu dezacordată. Făceam noi lecțiile trecute o comparație între dobândirea înțelepciunii și
învățarea de a cânta la un instrument. Dacă a învățat, el va atinge doar clapele sau corzile care vor urma linia melodică. Dar dacă nu s-a uitat în partitură sau nu o știe din memorie, nu știu exact ce sunet va ieși, unul dezacordat, care nu va fi plăcut la auz, nu va încânta pe nimeni. Am lăsat un timp mai vast pentru partea a doua, pentru limbă. Fiindcă dacă am spune cuiva că mintea nu este în regulă, ar crede că îl jignim. Dar dacă limba nu este în regulă, se poate dovedi. Și atunci când limba nu este în regulă, dai un pas înapoi și tot la minte ajungi. Aici trebuia ceva reglat. Deschideți la 12:23. Înțeleptul își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Eu am formulat acest verset astfel. Înțeleptul poate tăcea și când știe, nebunul nici când nu știe. Omul înțelept își ascunde știința. Nu neapărat trebuie să vorbești dacă știi și dacă te pricepi, nu trebuie să spui la toți. Nebunul ar putea tăcea dacă nu știe. Dar el spune cum știe el, cum de fapt nu-i bine. El se bagă. Același principiu rezultă și din 14:3. În gura nebunului este o noia pentru mândria lui. Nebunul spune să se afirme, să dovedească ceva. Și cum spune, cum toți ceilalți își dau seama de nebunia care a scos-o din gură. Atunci, el va fi umilit. Vorbirea pentru nebun e noiaua pentru fudulia lui. Dar pe cei înțelepți, fiindcă îi păzesc buzele, dacă s-ar întâmpla să nu știe sau să știe altul mai bine decât el, sau să nu fi fost momentul să spună, ei sunt protejați de tăcerea lor înțeleaptă. Cum nu putem să tăcem întotdeauna, o muțenie artificială ne-ar deregla, dar vorbește doar dacă ești încredințat și se merită. Iar dacă nu, mai bine taci și meditează. La partea a doua a tematicii noastre, la limba, am două subpuncte. Primul, reguli de vorbire, și al doilea, limba înțeleptului, un lucru scump. În primul rând, vorbește puțin și la timp. Iată ce scrie în 10:19. Cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască. Dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Deci, din prima, înțeleptul nu vorbește mult. Cine tot vorbește, este puțin prostuț. 21:23. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Băgându-te în multe, ai multe de dus și trebuie să ieși din multe. Sunt atâtea domenii care pot să rămână distante față de noi, să nu ne amestecăm. Am fi protejați. De aceea spune Scriptura în Noul Testament, să nu fii ca unul care se amestecă în lucrurile altuia. Cum credeți că se amestecă? Cu mâinile? Că dacă v-ați amesteca, să zicem, în dreptul surorilor, cu mâinile în bucătăria alteia, n-ar fi rău. Poate s-ar mai spăla niște vase. Dar uneori vă amestecați cu limba. Dacă ne-am amestecat noi în atelierul cuiva, poate că i-am mai pune sculele pe rafturi la loc. Dar dacă ne amestecăm cu limba doar, ne-o murdărim. Am putea să stăm la locul nostru. Să ne ținem banda noastră. Apoi, 25:11. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Nu serviți mere de aur fără coșuleț de argint, că în mână nu poți ține decât vreo două, în coșuleț pui mai mult. Deci, găsește-ți locul, potrivește ocazia.
Vezi dacă este pregătit omul să primească cuvintele acelea. Imaginați-vă că cineva este cu plase în mâini și tu, binevoitor, mergi să-i dai un cadou în brațe. Lasă-l până își pune plasele jos și apoi pune-l. Ce ar însemna să îți arunce cadou sau lucrurile lui care poate sunt utile? Întoarcem și la capitolul 15, versetul 23. Omul are o bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită. Iată că după ce v-am provocat prin înțeleptul Solomon să ne restrângem area cuvintelor, ni se dă drumul să le semănăm totuși. Nu vor rămâne straturile date nouă nesemănate. Este o plăcere să răspunzi. Omul este chemat să vorbească, dar la vreme potrivită. O adresare înțeleaptă, cui are nevoie de ea? Și mai adaug 17:27, o dovadă concluzivă. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. Deci, cine știe multe, cu adevărat, știe ce să spună din ele. Imaginați-vă că un profesor s-ar prezenta în prima zi cu cartea în mână și le-a spune elevilor: are câteva sute de pagini manualul. Astăzi n-am să vă las acasă până de seară. Vă dați seama că trebuie să o terminăm. Dar el va spune: în programă este prevăzută doar lecția aceasta pentru astăzi. Pentru celelalte există orar. În al doilea principiu sau a doua regulă: nu vorbi la cine nu te ascultă, nici la nebuni. Cine nu ascultă, nu recepționează, arunci vorbele pe jos, iar nebunii nu pot recepționa. Nu le povesti, o faci în zadar. Este o epuizare neînțeleaptă. Scrie în capitolul 18, versetul 13. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie. Dar nu neapărat că răspunde rău, dar răspunde celui care nu-l ascultă. Imaginați-vă când dumneavoastră ridicați receptorul, faceți repede numărul și începeți să vorbiți. Frate dragă, am o veste bună pentru tine. Dar el n-a apucat să spună alo. Nici n-a ridicat receptorul, dar tu începi și spui. Stai până ascultă. Apoi 23:9. Nu vorbi la urechea celui nebun. Deci cu nebunul, chiar dacă te-ai potrivit cu gura lângă urechile lui. Cum spune uneori când mă duc cu frații în misiune, spun unii: frate, hai în față. Și uneori zic: stau în spate să fiu cu gura la urechile voastre. Să mă auziți ce vă spun, dacă e nevoie. Nebunul nu poate evalua cuvintele. Dacă, imaginați-vă că ar veni un om din junglă, care nu este educat, care n-a văzut niciodată o societate așa cum este astăzi. Dacă îi spune să meargă să ridice niște bani de la bancă, poate va zice: da, sunt grei, trebuie ridicați, cam câte kilograme au? A ridica banii de la bancă e o formulă care expresia ridicat nu presupune să folosești o pârghie. Dar dacă nu înțelege, degeaba îi spui. Adaug 25:12. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Dacă vezi că te ascultă și ai ceva înțelept de spus, spune neapărat. O să fie lene să spui. Nu pierde vremea și spune altceva. Spune ce trebuie spus, la timp. 24:26. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Noi comunicăm. Vorbirea este ca un sărut. Vezi, nu săruta morți. Adică omul care este absent, care nu trăiește, sărută vii. Discută, dialoguează cu un om care trăiește în relație cu tine. Nu care e pe altă lume. Și tu îl îmbrățișezi aici. A treia regulă. Vorbește dulce, dar nu lingușii. Dă-i omului mere, nu prăjituri. Apă, nu suc. Deci, dă-i lucrurile naturale. Nu folosi artificii care îndulcesc problema, dar nu mai lasă curată cum este. Iată ce scrie în 16:21. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzilor mărește știința. Deci dacă doi oameni au aceeași cunoștință și îi punem pe amândoi să vorbească, cel care vorbește dulce va fi mai inteligent decât celălalt care spune aceleași vorbe, dar acru, sec. Când oamenii se iubesc,
Ei își vorbesc dulce. Nu va spune unul altuia, să știi, te iubesc. Îi va spune pe un alt ton. Ori Dumnezeu a lăsat lucrurile între noi să ne desfășurăm amical, nu soldățește. Ordinele se dau doar atunci când comandăm la demoni să iasă afară sau când poruncim cu autoritate unuia care nu vrea să înțeleagă. Și mai adaug 25:15. Prin răbdare se înduplecă un voivod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Deci, o limbă dulce este mai puternică decât un ciocan puternic sau decât o apă care ar fierbe îndelung până când s-ar topi oasele. Omul unde are carne este maleabil. Unde are oase, nu-l poți îndoi decât dacă îl frângi. Dar limba dulce face închieturi și unde nu sunt închieturi. Îl încovoi. Cum îți place dacă îi vorbești frumos? Sunt unii oameni, de exemplu, care dacă sunt opriți de poliție, o zberdur, cu autoritate, sau dacă sunt undeva la vamă sau în fața altei autorități, și atunci funcționarul respectiv se întărâtă și va spune, da, și mi te adresezi, ei, atunci stai să-ți pun eu legea în față așa cum este, fără nicio reducere. Dar dacă îi vorbești frumos, vei vedea că lucrurile pot să se rezolve. Deci câștigi și tu, câștigă și partenerul de discuție. Trecem la subpunctul 2, limba înțeleptului, un lucru scump. Citim din 29:20. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Deci, cine știe să vorbească și nu vorbește cum trebuie, este mai rău, mai descalificat decât unul care poate n-a învățat sau nu-l duce mintea. Și lângă acest verset, în opoziție cu el, citesc 20:15. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Când te sărută unul cu astfel de buze, se merită să-l las, te mai împărtășesc și altă dată. Buzele înțelepte sunt un lucru scump, mai scump decât aurul. Dar să nu credeți că poate avea unul buze de aur și minte de lemn. Nu se poate. Sunt din aceeași lucrătură. Dacă ai buze de aur, spune întotdeauna numai adevărul. Orice vas poate fi folosit și la o lucrare sau la o compoziție mai slabă. Dar nu cred că vreodată în istorie și-a permis cineva într-un vas de aur, numai dacă a făcut-o cineva batjocoritor, nu cred că și-ar permite cineva să pună mizerii. Buze de aur, locul adevărului. Discutam cu doi copilași despre nevoia de a nu minți, de a spune adevărul. Și unul din ei a zis, dar nu știți că m-am hotărât atunci, în urmă, la o discuție, să nu mai mint. Eu cred că toți ne-am hotărât cândva să nu mai mințim. Dar poate am mai dat vreodată cu limba și în oțet, tot în miere. Și ne-am lins pe buze după aceea și am scăpat o minciună. Iată ce zice înțeleptul în capitolul 8, versetele 7 și 8. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. 12:19. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie. Deci, gura de aur rămâne veșnic, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Amintiți-vă de ce spunea David în Psalmul 15. Cine va locui pe munte, Doamne? Cel care spune adevărul, care nu clevetește. Acel om va fi premiat și acceptat de Dumnezeu. Revin la Cartea Proverbelor pentru a citi și din capitolul 13, versetul 5. Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine. Deci, minciuna nu doar că nu este acceptată de un sfânt, de un neprihănit, ea este respinsă, îți vine greață. Dacă ar încerca diavolul să o pună în gura ta. După cum un aliment când este gustat cu senzorii din cerul gurii, dacă este amar sau un alt gust neplăcut,
nu-ți doresc să-l mai ții în gură, la fel. Minciuna nu poate să stea în gura ta. Știți în a cui gură încape minciuna? Gura omului fără minte. Vă citesc din 6:12. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură. Deci, numai cine nu are nimic în cap, umblă cu minciuni în gură. Un om care are adevăr în cap, nu umblă cu minciuni în gură. Acum gândiți-vă, ce-o fi în mintea noastră dacă mai picură și câte o minciună? Înseamnă că este meditație la neadevăr. Pot să fie scopuri meschine. Apoi, tot în ce privește limbajul, un alt sfat, fii constructiv, zidește, edifică, vindecă. Dacă tot pui o vorbă, pune-o ca o cărămidă, să zidești. Dacă tot pui o vorbă, mai înalță clădirea aceea, să se merite să o spui. Iată ce scrie în 10:11. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde sâlnicie. Deci, fă ca să poată omul să se alimenteze din vorba ta, să se hrănească. Tot de aici, versetul 32. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți. Deci unul construiește, celălalt dărâmă sau strică. Apoi 12:18. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Câți oameni nu sunt răniți de vorbele altora? Observați dumneavoastră ce se întâmplă între oameni, fie la nivelul comunități locale, fie în plan internațional. Câți oameni nu se rănesc unii pe alții în stilul războiului rece? Se atacă președinți de stat între ei, conduceri de colectivități, de regiuni, oameni de diferite organizații. Se atacă unii pe alții și înțelepții aduc vindecare, pansează. Imaginați-vă că doi copii se ceartă. Când apare tata și mama între ei, ce faci? Se dă de partea unuia și încep și-și bat joc de celălalt, da? Nici vorbă. Va încerca să aplaneze conflictul, să medieze, cântărind drept. Adu vindecare. Că rău și mărirea rănii și nebunul poate să facă. De aceea când vezi o rană, când cineva ți se plânge, oamenii când dau un necaz, spun la un prieten, la cineva apropiat, să știi ce mi-a făcut cu tare, cum m-a rănit. Chiar se folosește expresia aceasta în limbajul nostru. Ce faci atunci? Îi spui, și pe mine m-a rănit, are sabie grozavă, dar lasă că ne înarmăm și noi și ne tragem cu săgeți de la distanță. Războinicii diavolului, pansează, va fi o plăcere pentru pacient și chiar pentru un medic care n-a jurat după o idee a lui Hipocrat, ci s-a angajat înaintea lui Dumnezeu să aducă vindecare. 24:28. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva apropiului tău. Ori ai vrea să înșel cu buzele tale? Când vorbești așa, făcând o apreciere relativă, încât nu știe cel ce te aude că îți este drag vecinul sau îl urăști. Se poate ascunde o înșelătorie. Apoi 25:23. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Când vine ploaia, soarele este ascuns de nori. Oamenii și-au umbrele și intră sub acoperișuri. Când înăvălesc vorbele unora, trebuie să intri, să te ascunzi. Nu neapărat să intri în buncăr antiatomic, dar nu mai poți să stai afară. Oamenii se ascund. De omul care tot vorbește și care tot clevetește,
te păzești. Numai nu te păzești dacă clevetești de tine sau dacă clevetește de altul, la fel, numai dacă ești înțelept. Neînțelepții, dacă îl clevetești pe altul, stă și ascultă, mănâncă la prăjituri, rămâne numai cu desertul. Dar înțeleptul nu va accepta nici să asculte o clevetire la adresa altuia. Puțin în urmă, în 18:8, citim: cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile care alunecă până în fundul măruntaielor. Feriți-vă! Acestea cuvinte nu sunt dulci. V-am spus, serviți mere în coșuleț. Nu! Prăjituri coapte în mintea nebunului și date cu glazură de fariseu. Puțin mai în urmă, 15:4. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Deci, cel înțelept este ca și o grădină, unde pomii cresc și deja sunt roade. Și o plăcere să mergi să stai la umbră, să te servești după sezon. Dar în fața nebunului, ajungi zdrobit, el totul toacă și decimează. Oare nebunii, fac o mică paranteză așa, retorică, or fi oameni din altă țară sau sunt de-ai noștri? Să fim foarte realiști, autoanalizându-ne sincer. Discutam noi cândva că înțeleptul și nebunul nu este ceva standard, unul e nebun și unul e înțelept. Nu, nebunul este în devenire sau în revenire și înțeleptul este în creștere sau în regres. Deci noi ne mișcăm pe scara aceasta a valorii înțelepciunii. Putem deveni înțelepți și mai înțelepți. Iar dacă am mai avut o anumită formă de nebunie, ne tratăm. Căci de aceea studiem. Noi nu studiem doar teoretic. Aici, pe pământ, este atelierul nostru de prelucrare. Moartea între momentul fizic al decesului și înviere nu transformă. Dumnezeu va transforma chipul stării noastre smerite, nu va transforma caracterul nostru. Să se culce cineva flămând și se trezească sătul. Visează că a mâncat, dar dimineața trebuie să se ducă la bucătărie. Și 12:25. Neliniștea din inima omului îl doboară. Forma aceasta de luptă demonică este foarte frecventă astăzi. Oamenii sunt neliniștiți, sunt abătuți, sunt deznădăjduiți. Leacul pentru asemenea stare se găsește în vorbele înțeleptului. Dar o vorbă bună îl înveselește. Sunt oameni care nu mai văd fericirea, care nu mai văd ieșirea din impas. Pentru ei totul e negru. O vorbă înțeleaptă aduce lumină. Oamenii aceștia stau ca într-o cameră obscură, unde totul e întuneric și bezdă, nu mai văd nimic. Pipăie, bâjbăie. Înțeleptul când se duce, aprinde lumina. Faceți lucrul acesta dacă sunteți cuplați la sursa de lumină. Și un ultim aspect din subpunctul limba înțeleptului. Limba este organul care determină caracterul. Limba îți formează caracterul și după aceea ți-l dovedește. Este ca procesul semănării și secerării. Cu limba semeni, vei secera un caracter și la anul, dacă ar fi să se continue ciclul vegetal, ce va să semeni de nou? Numai ce ai secerat. Tot cuvintele te dau de gol ce ai cultivat, ce caracter ai. Scrie în capitolul 15, versetul 7, buzele înțelepților seamănă știința. Ei răspândesc cuvinte înțelepte și din ele vor crește pom de viață. Dar inima celor nesocotiți este stricată și n-are de unde și nu au de unde să semene. 13:2. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de sălnicie. Uneori nu culegem bine că n-am vorbit bine. Efectele în jurul nostru au ca și cea mai mare cauză vorbirea. Apoi 12:14.
prin rodul gurii te saturi de bunătăți. Și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Te poți sătura din vorbele tale. Dacă ți-ai format prieteni, dacă ți-ai format un mediu care să-i impună respect, va avea cine să aibă grijă de tine, ceilalți nu te vor jigni. Vorbele tale te vor satisface sau te vor nenoroci. Și 18:20, din rodul gurii lui satură omul trupul, din venitul buzilor lui se satură. Deci mănânci ce ai vorbit și tu singur o să-ți mesteci vorbele. Dacă le-ai fi mestecat înainte de a le spune, ce ușor erau după aceea de digerat. Nu vi s-a întâmplat? Să spui o prostie. Și după aceea, tu singur te tot gândești, dar nu puteam să tac? Uite acum ce rău îmi făcui? Și tu singur ți-o mănânci înapoi. Este mâncarea care tu ți-ai preparat-o. Tu ești bucătarul sufletului tău. Și le tai pe măsură și îți faci ciorba și pui ingredientele. Dacă pui de dimineață rugăciune, o vorbă frumoasă, o meditație sfântă, la amiază poftă bună. Astăzi servești la masa înțelepciune. Dacă ai vorbit prostii, iei prânzul mic cu nebunii. Și nu-i nimeni de vină. Gurița ta. Tot vis-a-vis de înțelepciune, citești din 31 cu 8 și 9, unde este o sugestie pentru un caracter nobil. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Vorbește în favoarea semenilor spre ridicarea și mântuirea lor. Înțeleptul lucrează cu limba. După aceea, ușurezi munca la picioare, ușurezi lucrul la mâini și nu ți se vor obosi ochii. Dacă ai lucrat întâi cu limba. Închei cu două gânduri. Rezultate din două versete. 31 mai întâi. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvinte înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel și pentru Ucal. Fiecare din noi avem un rezervor cu cuvinte. Ele sunt ale tale. Sunt o acumulare a minții tale. Din ele tu vei da. Pentru unul, pentru altul. Dar nu vei putea da numai ce ai. Din ele te vei hrăni tu și vei da la alții. Sunt ale tale. Și al doilea gând, 17:7. Eu cred că dumneavoastră sunteți înțelepți. Dar dacă vreodată am scăpat vreo vorbă nebunească, aici scrie cât de nelaloc este. Se poate întâmpla ca un nebun să spună și el odată, Dumnezeu să te binecuvânteze, sau poate spune și el la Paști, Hristos a înviat. Poftim, a spus un nebun, beat, o vorbă înțeleaptă. E mai admisă la el Domnul să te binecuvinteze decât la noi o vorbă care nu pot să dovedesc nebunia, să o zic eu acum, o vorbă neînțeleaptă. Scrie aici, cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun. El beat să spună, Hristos a înviat. Cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Rețineți, omul ales de viță aleasă își alege cuvintele. Omul ales își alege cuvintele. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.